astăzi cu cel mai corupt om din țară, încep cu reprezentantul PDR, doamna Robertoana Frate. Este un nou atac al primului ministru. Se poziționează primul ministru după această luptă, fiind singur la guvernare, cum vedeți? Dumnealui încă trăiește în paradigma în care încearcă să câștige voturi, credibilitate, încredere, lovind în președintele țării, de realizând că nu este o temă de actualitate, că o bătălie cu Traian Băsescu nu aduce un mai bine oamenilor în viața lor. Victor Ponta nu poate să vorbească despre realizări personale la guvern. Victor Ponta nu poate să vorbească despre un guvern, măcar în momentul de față. Ne-a promis și a promis românilor care i-au acordat votul un guvern cinstit și iată că, din păcate, se află în fruntea unuia dintre cele mai corupte guverne pe care le-a avut România. În al doilea rând, a promis îmbunătățirea nivelului de trai. Iată că acest lucru nu s-a întâmplat, în schimb România a primit 35 de noi taxe. Deci, de fapt, încearcă să reînvie o temă care nici nu este de actualitate, nici nu este relevantă pentru viața oamenilor, încercând în felul ăsta să capitalizeze și să se exonereze de o vină pe care o are. Pentru că această instabilitate politică îi se datorează. Este important, e important. Și